Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Oferi și cărniță în meniu ca să aibă totuși clienți, cât să nu dea faliment. Operațiunea asta se numește diversificare, așa da. Au intitulat-o. Adică exact cum trebuie, de fapt, pentru cei obișnuiți doar cu un tip de mâncare, adică au mai trecut odată prin asta, prin viață. Fiecare dintre noi am trecut prin momentul diversificării. Așa e. Unii trebuie să treacă de două ori prin diversificare. Și evident este mare scandal, veganii sunt foarte indignați. Nu înțeleg de ce sunt așa indignați. Adică eu nu sunt indignat, de exemplu, că la restaurant, pe lângă friptură, primești și legume. Corect. Asta e, nu le mănânc, nu e nicio problemă. Dar nu sunt indignat. Le mănânci, alinzi, le mănânci. Le mai, mă mai uit la ele, da. Le mai învârt cu furculița, mai gust, mai... Negociați. Da, adică nu sunt chiar carnivor total. Mai scap, mai mănânc și legumele din când în când, mai pap și o sălățică. Deci, încă o dată, nu înțeleg de ce. Adică, veganii sunt super... Se pare tot discriminatoriu? Da, dar nu vi se pare discriminator? Da, adică, cumva da. Care e problema? La cârciumă avem posibilitatea să alegem cărniță sau salată, mâncăm ce vrem noi, nu? Da, cred că la ei e treaba că întinezi idealurile. Da, adică să n-atingă vesela din bucătărie, carne, îngătești vegan. Aha, am înțeles. Deci dacă o luăm așa, nici mie nu mi-ar plăcea ca un brocoli să atingă carnea pe care urmează să o mănânc. Mă gândesc. Cum ar veni, da. Sau cum lasă sfecla culoare. Adică acolo chiar se simte. Acolo, da. Este înfiorător. Pe de altă parte, ați văzut, veganii simt nevoia de mici din mazăre. Uh-huh. Asta e, da, a fost la noi o discuție. Da, cârnați, vegani și așa mai departe. De ce să le zici așa? Carnivorul care vrea salată de vită. Corect. Adică una, alta e alta. Bun. Revenind. Iată ce zice patronul. În viitorul apropiat, restaurantul nostru va trece printr-o perioadă de schimbare interesantă pe măsură ce ne reinventăm pentru a oferi comunității opțiuni noi și interesante, a declarat patronul restaurantului. Oportunitățile noi și interesante, gen friptură. Spun. În ciuda multor încercări de marketing, multe oferte speciale, am oferit și servirea la restaurant și livrarea la pachet sau domiciliu. Am muncit incredibil de mult pentru a fi cât mai eficienți. Nu ne-a folosit și nu ne-a adus destui clienți. Suficient încât să continuăm în formatul actual. Trebuie să mergem înainte cu pozitivitate și suntem hotărâți să facem acest lucru, a declarat patronul. Deci e un business, cum, la urmă. N-ar fi vrut, da. Nu? Uh-huh. Adică, și nu e singurul caz. De exemplu, lanțul Miami Burger, care vindea burger 100% vegani, s-a închis după numai 6 luni, în 2019. Un alt restaurant vegan din Manchester, 1847, îi spune, a fost închis în urmă cu 3 luni, relatează Observator News, după 9 ani de funcționare, din cauza numărului foarte mic de clienți. Da, ce-o fi acolo? Deci veganii nu au poftă de mâncare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.